Deputații socialdemocrați Tudor Panțăru și Cristian Dumitrescu au prezentat astăzi o nouă lege a cetățeniei. Proiectul a fost deja depus la Parlament, iar prevederile fac referire la recunoașterea cetățeniei române pentru toți cei care au dobândit această calitate prin naștere până la data de 22 decembrie 1989 și nu au renunțat la ea. Socialdemocrații au ținut să arate că legea a fost depusă în Parlament încă din luna martie. Au prezentat-o abia astăzi, însă pentru a veni ca un răspuns la solicitarea făcută ieri de președintele Traian Băsescu în plenul Parlamentului pentru acceptarea redobândirii cetățeniei române a celor din Republica Moldova prin modificarea în regim de urgență a legii cetățeniei. Proiectul legii prevede ca cererea de recunoaștere a cetățeniei să fie aprobată prin ordin de Ministrul Justiției la propunerea Comisiei pentru Cetățenie, iar durata de soluționare a acesteia nu poate depăși 3 luni de la data înregistrării cererii. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a declarat marți la postul public de televiziune că premierul Emil Boc i-a confirmat că în ședința următoare a guvernului va fi luată în discuție legea cetățeniei.